Alarma s-a dat aproape de ora prânzului. Spre locul unde a izbucnit incendiul au plecat imediat efective de pompieri. Potrivit scenariului, la fața locului unde incendiul se manifesta, au fost descoperite și victime, cărora li s-a acordat primul ajutor. Acțiunea de astăzi are rolul de a-i face pe cetățeni să conștientizeze riscurile la care se expun și cât de important este să cunoască reguli și măsuri minimale de comportare în astfel de situații.